Se pare că astăzi, chiar dinainte a începerii live-ului și mai exact de la emisiunea Mireasa Direct din Culise, cele două, Laura și Antonia, au avut din nou o confruntare și spunea Antonia că de fapt gestul ei de a susține pe Dedi și în această cursă de eliminare este cumva, dacă nu ai fost fericit cu mine, Cristian, să nu fii cu nimeni și să pleci acasă la tine. Iar Laura explica faptul că a făcut acest lucru pentru că a deranjat-o faptul că nu a fost Cristian sincer cu ea, pentru că a știut că o place pe Antonia încă din când, de când era în relație cu aceasta și nu a spus absolut nimic, trebuia să fie sincer și să-i spună, știi, care-i treaba Laura, uite, o plac pe Antonia sau nu mai putem fi împreună. Și spunea Antonia că toată lumea are dreptul să rămână în casă și că nici Dedici nu a fost vreun sfânt în această emisiune, că a făcut și el destule.